Ce înseamnă dermatita de scutec? Haideți să aflăm. Dermatita de scutec se referă la iritația zonei acoperite de scutec. De ce se întâmplă acest lucru? De cele mai multe ori este vorba de contactul între conținutul scutecului și pielea sensibilă a bebelușului. Acest lucru se poate întâmpla fie pentru că scutecul este schimbat prea rar sau se poate întâmpla din cauza igienei agresive a zonei respective. Alte condiții în care poate apărea această dermatită de scutec sunt episoadele diareice pe care le are bebelușul sau după un tratament antibiotic. Ce facem în condițiile în care bebelușul are o iritație de scutec? În primul rând, este indicat să lăsăm cu pielea cât mai mult la aer. Vom încerca să schimbăm scutecul cât de des posibil. Îl vom verifica odată la 2-3 ore și dacă este ud, îl vom schimba. Și oricum, scutecul trebuie schimbat imediat după fiecare scaun al bebelușului. Pielea va fi de asemenea curățată cu grijă. Vom folosi apă simplă sau vom folosi un produs de curățare foarte blând. După ce tamponăm zona cu un prosop uscat, vom aplica o cremă protectoare. Aceasta poate avea textură de unguent sau pastă. Este recomandabil ca acestea să conțină oxid de zinc sau vaselină în compoziție. Atâta timp cât persistă această iritație de scutec, este indicat să folosim scutece de unică folosință și nu cele textile. Totuși, care sunt condițiile în care apelăm la medic? Dacă iritația durează mai mult de câteva zile fără să se îmbunătățească sau chiar se agravează, dacă apare un episod diareic sau dacă bebelușul face febră peste 38 de grade, acestea pot fi semne ale unei suprainfecții și este momentul să contactăm medicul pentru un tratament potrivit. Cam asta e ceea ce trebuie să știi despre dermatita de scutec. Totuși, acestea sunt informații generale și pentru sfaturi specifice copilului tău, ține legătura cu medicul dermatolog. Pas cu pas, îi facem mari împreună!